Bună seara tuturor! Am promis că de mai multe zile fac încercări de a realiza un live din acesta în care să invit și alte persoane. Și în seara aceasta voi încerca această chestiune. L-am invitat pe domnul Nicolae Iamandâi să participe. Dânsul este absolvent de teologie și problema pe care vrem să o dezbatem, pe care am discutat-o cu dânsul și am considerat că e notabilă și merită dezbătută într-un cadru lărgit, este chestiunea răului. Pentru că eu am ajuns la concluzia, pentru că lucrez cu oameni care sunt puși în situații extreme de viață, oameni care își pierd familiile, casele, averile, viața, sănătatea, libertatea. Da? Și am ajuns la concluzia că credința aceasta obișnuită, a omului obișnuit, atunci când este testată de împrejurări, de situații grele de viață, în final dispare. Adică omul, în cele mai multe cazuri, nu este întărit dintr-o astfel de chestiune. Și asta cred eu și dintr-o lipsă de cunoaștere, de înțelegere a lucrurilor. Și de asta mi-am propus să dezbat această chestiune cu un teolog. Eu având o abordare, hai să spunem, pluridisciplinară. Pe de o parte, cred că primordială e școala vieții, pentru că într-o viață am trăit alte 1000, viețile oamenilor pe care i-am întâlnit și alături de care am fost în momente grele, fie ca avocat, fie ca altceva. Iar chestiunea asta face ca experiența să aducă întrebările corecte în discuție. Pe de altă parte, mai am și experiența aceasta ca și practicant de yoga, ca și persoană interesată de, pasionată mai degrabă de și de alte sisteme filozofice sau religioase, iar chestiunea asta ar putea să atragă o viziune proaspătă asupra tematicii. Adică să n-auziți doar glasul dogmei creștine în această dezbatere. Nu știu dacă... Bine, eu acum fac încălzirea, ca să zic așa. Nu știu dacă domnul Iamandâi a reușit să intre. Dacă nu, îl rog să dea un coment la povestea asta, că eu am dat invitația. Am trimis invitație pe chestiunea așa. Mai devreme noi am testat, am încercat să facem. Ia să vedem de aici dacă dau. Puteți să-mi dați și request to be in your... Puteți să-mi dați request to be in your broadcast, așa se numește. Adică, deci mie mi-apare că l-am invitat pe domnul Iamandâi. Nu știu ce altceva aș mai putea face. Așa că până când intră dânsul, o să fac eu introducerea și o să pun principalele întrebări și eventual dânsul să răspundă la ele, cum consideră din perspectivă teologică. Deci eu am constatat că omul în general are o credință seacă. Hai să spunem, sau o credință nu foarte dezvoltată. O credință în care din când în când mai merge la biserică, de sărbători, de Paște, de Crăciun. Marile evenimente ale vieții, botezul și cununia și mormântarea, tot în biserică, însă în rest contacte mult prea mici cu Dumnezeu și cu credința. În general, omul își amintește de Dumnezeu atunci când dă de greu, atunci când are necazuri, atunci când este un fel de refugiu, ultimul refugiu. Și atunci înțelege greșit divinitatea și relația sa cu divinitatea, pentru că, în general, vrea să acționeze conform principiului fă-te frate cu dracu până treci puntea, adică apropie-te de Dumnezeu până îți vezi interesul și după aia te întorci la ale tale, la viața ta, dacă se poate. Și de aici ideea aceea de troc,
de schimb. Doamne, dacă mă faci bine, Doamne, dacă îmi dai libertate, Doamne, dacă mă ajut să îmi câștig casa înapoi sau mai știu eu ce, da? Promit să mă duc să dau la 20 de mănăstiri sau să îmbrac 10 copii sărmani sau să fac nu știu ce. Și unii chiar și fac lucrurile astea, însă ei pierd din vedere faptul că există în spate un alt mecanism. Dumnezeu, în puternicia lui, el nu face excepții de la regulile pe care le-a creat. Nu face troc, nu face schimb cu oamenii. De multe ori în patristică, în zona aceasta de povestiri biblice și povețe cu care a fost educat poporul, a existat această idee greșită din punctul meu de vedere, că Dumnezeu face troc cu oamenii și că dacă El face legământ cu tine și tu te ții de legământ, totul e bine. Dar dacă nu te ții de legământ, lucrurile merg prost. Și cumva de aici ideea este că și dacă n-am făcut înainte un legământ cu Domnul, dar dacă fac eu, dacă inițiez eu legământul, adică dacă inițiez trocul, schimbul cu Dumnezeu și ofer ceva, el la rândul lui o să-mi dea ceea ce îmi doresc eu. E așa un fel de cum păseau turiștii în Bali. O maimuță îi fura telefonul mobil și el se ducea și oferea niște banane ca să-i dea maimuța înapoi telefonul. Ideea asta cretină că poți să faci un troc cu Dumnezeu, că poți să-i oferi ceva la schimb sau este complet aberantă. De ce? Pentru că îl tratezi pe Dumnezeu în primul rând ca pe egalul tău, da? Ca pe un partener de tratative și îl tratezi ca pe o persoană limitată în alegeri și care ar putea fi convinsă de ceva din ceea ce faci tu. Și în al doilea rând, faptul că atunci când pui problema la modul acesta de schimb, de troc, tu de fapt oferi doar parțial ceva, nu oferi tot, oferi doar ceea ce ai oferit în cadrul contractului tău, adică restul rămâne pe din afară. Ori asta este iarăși o greșeală. Dar nu știu dacă deja eu acoper toată tema. Domnul Iamandi, vă aștept! Am vorbit antinor cu dânsul și mi-a... Bun, și atunci aici, într-adevăr, cum spune domnul Ștefan, intervin mai multe probleme. Problema liberului arbitru, problema răului, problema păcatului. Da? În religia creștină se spune că plata păcatului este moartea, că cine greșește trebuie să plătească. Însă...